Centrul de vaccinare anticovid drive-thru a intrat în cea de-a cincea zi de funcționare. După 4 zile pline, aici s-au vaccinat 2051 de persoane, adică o medie de peste 500 pe zi, așa cum se așteptau și autoritățile la deschiderea centrului. Cei care doresc să se imunizeze o pot face fără programare, doar prin simpla prezentare în parcarea complexului comercial de la intrarea în Deva dinspre Sântuhalm, acolo unde funcționează centrul de vaccinare. Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, coordonatorul activității, explică ce trebuie făcut înainte de vaccinare. Noi dorim să ca toată această acțiune de vaccinare în drive-thru să se desfășoare cât mai fluent. Drept urmare, am pus documentele care pot fi descărcate de pe site-ul dsp.asphd.ro. Este vorba de formularul de consimțământ și celălalt de triaj. Le pot descărca, le pot completa, să vină cu ele gata completate. Chiar dacă nu le vor avea descărcate, noi vom avea și la fața locului, în zona de triaj, acele documente. Vor fi completate împreună cu personalul medical de acolo. După partea de triaj, trebuie obligatoriu să vină în mașină. Nu va coborî nimeni din mașină. Vaccinarea se va face strict în mașină. Trebuie să aibă buletinul fiecare persoană care dorește să se vaccineze. Directorul DSP a făcut și referiri la derularea procesului de vaccinare propriu-zis, menționând că asistența medicală este asigurată de personal calificat. După partea de triaj, intră în zona de vaccinare. Avem pregătite 4 fluxuri de vaccinare. Sunt 4 echipe vaccinatoare care funcționează simultan. După ce se face activitatea de vaccinare, va trebui să ocupe un loc în parcare în zona de post-vaccinare, unde vor fi monitorizați de personalul medical. Pe lângă personalul medical avem inclusiv voluntari din partea Crucii Roșii, avem persoane chiar și din cadrul DSP-ului Hunedoara, care vor asigura tot ceea ce înseamnă parte medicală și ca lucrurile să funcționeze cât mai bine. În perioada cât se stă în mașină, în cele 15 minute pentru post-vaccinare, colegii noștri de la registratură vor tipări adeverințele și le vor duce direct la mașină adeverința, urmând ca după expirarea celor 15 minute, fiecare persoană să plece pe circuit unde dorește. Totodată, Sebastian Mezei a oferit și date despre modul în care se va administra rapelul, adică a doua doză de vaccin, acesta urmând a fi făcut tot la centrul drive-thru. Rapelul vor primi, la fel ca și la centrele fixe, se vor primi cu o zi, două înainte un SMS de notificare. Acum, problema este că trebuie să țină cont de faptul că acest centru de vaccinare drive-thru este atașat centrului fix, în principiu este atașat centrului fix de la Deva. Pe SMS va fi notificat că trebuie să se prezinte la centrul fix, dar ei se vaccinează tot în același loc în care s-a făcut vaccinarea inițială. Centrul de vaccinare direct din mașină este deschis zilnic între orele 10 și 19, iar serul administrat este cel produs de Pfizer-BioNTech.